După ce și-a agățat ghetele în cui și a părăsit în glorie echipa de fotbal Spartacus Iazu, squash-ul a devenit sportul lui preferat. S-a antrenat pentru întâlnirea cu cei doi campioni pe care i-are invitați. Aplauze pentru Mihai Bobonete! Bună seara, bună seara, bună seara și bine ați venit la Pe Bune! Într-adevăr, în seara asta o emisiune cu doi campioni, pentru că avem invitați pe Sandra Izbașa și pe Mihai Petre. Bravo! Sandra joacă alături de Nathan Ticu de data aceasta, iar Mihai îl are partener pe Constantin Diță ca și noi suntem campioni. De ce rămas pe turbo. Până la capăt. Cosmin, voi aveți 48 de susținători. Okay. Mihai și Costi, voi aveți 42. 42, e bine. 48-42, e bine. Ei au ales cum să stea. Ei vor împărți banii în cazul în care veți câștiga la final. Oricum, una dintre voi, dintre echipe, va trebui să câștige. Regulile sunt simple. Avem 12 întrebări. Fiecare răspuns corect valorează 500 de lei. La final, puteți să pariați orice sumă din ce ați agonisit până atunci. Ea se va dubla și se adaugă celei rămase acolo și nepariată. Sau pariați totul și dublați. Banii se împar la susținătorii voștri. Da. În același timp, acasă, cei care se uită la emisiune pot să joace pe bune.protv.ro. Bravo, pot câștiga premii. Rămâneți cu noi, începe emisiunea. Și să vedem ce domenii avem invitate pentru seara asta. Uitați-vă acolo, da, am invitat 12 domenii. Oprește-te, rog. Avem așa. Ce avem acolo? E mai mic decât trei brâncuși. E mai mic decât trei brâncuși. I love brâncuși, e inimă întoarsă, mă. Băi. Da, schimbări climatice, olimpice, n-ai tupeu, am valoare, breaking news, ce e asta, cască gura, bagaje, epoci, porumbei și domeniul surpriză. Da. Sandra și Cosmin, voi aveți cei mai mulți susținători, așa că aș vrea să începeți, să alegeți un domeniu. Ce v-ar plăcea să jucați? Începem în forță? Da. Hai să vedem. Măcar să ne iasă bine din prima. Deci? Olimpice. Bravo, tată! Olimpice, hai. Jucăm olimpice. Olimpice. Câștigătorul maratonului din 1940 de la St. Louis a parcurs cea mai mare parte a traseului. A. Cu un cui ruginit în talpă. B. Cu mașina. C. Beați a dormit cărat în spate de nevastă. Băi, nu vă să cred deci, așa ceva. Deci, fii atentă. Eu acum... Ceu, să... pentru că e vorba de echipă. Echipă, nu, da. Ceea ce și noi formăm o echipă. Exact. Dar pentru că este domeniul ei forte... Sandra, te rog. Mie mi se pare mai interesant aul, nu știu de ce, pentru că... Cu un cui ruginit în talpă. Eu am alergat cu un cui ruginit în talpă. Unde ai alergat-o așa? Într-un cantonament în Grecia. Da? Am alergat pe un stadion și, bineînțeles, îmi doream să pățesc ceva ca să mă opresc din alergare, că nu mai puteam. Ai băgat piciorul într-un cui ruginit. Și da, așa, asta s-a întâmplat. Asta e un fel de... ți-ai băgat picioarele. Păi și te-ai oprit? Nu, nu m-am oprit. Felicitări. Să o aplaudăm pe Sandra care a vrut să trișeze, dar... Și eu mă gândeam la varianta asta. Da. Un cui în talpă. Da. Băi, te miști altfel. Păi cu cui te miști altfel, îți dai seama. Da, pe bune, că nu e pauză. Băi, și-a și câștigat, asta este. Păi da, cu un cui în talpă, îți dai seama, stângul ok. Dreptul A. A, ok, dreptul A. Și asta te făcea să mergi mai departe. Așa, mașina... Maraton cu mașina, cum nu știu nu? Ce să zic. În 1940 și cum era plin de mașini pe acolo. Păi, nu cred că aveau verificări. Cred că pur și simplu azi, hai, plecăm de la start. Pot, da. Ok, mai aștepți cu mașina. Mașina? Da. A, că am mers frumos. L-au prins și au zis ce ai făcut, prietene. Păi nu l-au prins. O mare parte a făcut-o cu mașina. Cum s-a aflat? Când s-a aflat? După ce... După, păi și nu iei premiul înapoi. Pe patru de moarte a zis, băi, legat de maratonul ăla. Hai să vă zic cum a fost. Când i-a venit amenda de radar. În perioada aia când a fost maratonul, a trecut cu 150 pe lângă ceilalți concurenți. Și era un taxi, de fapt. Și sau mă rog, beat și-a dormit. Bă, beat și-a dormit, nu știu dacă ai voie să participi. Păi da, el s-a îmbătat pe drum. Da, nu? Da, pe traseu. Lua și la volan. Era și de ceva bun, haide! Cum e ce-u? Beat, a dormit, cărat în spate de nevastă. Băi, nu cred, deci băi, atât de frumos ăsta. Da, și eu o văd. Frumos. O văd cum... Bine. Dar să vă explic eu mai târziu la câte maratoane din astea am participat eu. Dar mai încolo. Beat, a dormit și cărat de nevastă? Eu nu cred că există bărbat în sură. Întotdeauna... alegeam un drum, alegeam varianta C, dacă mi se poate. Da. Băi, da, asta e frumos. Băi, dar... nu știu ce să zic. Hai. Hai ce? Așa zici, haide zici că m-am... Păi suntem în echipă! Gata. Că te mănânc acum.
Ai văzut? Hai să vedem. Ok, ok. Apasă. Răspunsuri corect la olimpice. Ia să vedem. La Jocurile Olimpice din 1904 de la St. Louis, maratonul a fost un haos total. Concurentul de pe locul 2 aproape că a murit din cauza consumului de o travă de șobolan, iar cel de pe locul 4 a alergat îmbrăcat în rochie și a adormit la un moment dat pe marginea drumului. Și asta nu e tot. Ca la Cascadorii Râsului, la puțin timp după terminarea cursei, s-a descoperit că învingătorul parcursese cea mai mare parte a cursei cu mașina. Bă, nebun, a zis? Asta am zis. A mai fost o treabă cu o tipă care a alergat la un maraton, da? Și mașina? A plecat la început, a luat metrou și ești în față și i-au câștigat, după aia și-au dat seama că n-avea cum să facă timpul ăla, știi? Da, prea repede. Dat, prea repede, exact. Dar vezi, n-am fi zis oricum. De ce jucați? Da, ce jucăm? Ce ia să vedem. Ce vrei? Dacă ar fi să merg în aceeași linie, aș alege Am Valoare, dar nu o să o fac. Băi, bine, frumos. Dacă, dacă vrei, stăm acolo. Nu, fient, hai, eu sunt mai pe pace, așa, okay. Știi, aș porumbei. Alege Porumbei, tată, exact. Porumbei. Adică mi se pare... Iată, noi ce jucăm Porumbei. E pe pace. Mă sperii. Îți spun, mi-e frică. Cercetătorii au derulat o serie de experimente care au arătat că porumbeii A. sunt narcisiști. Da. Pot hipnotiza nevăstuici sau au obiceiul să amâne sarcinile pe ultima clipă. Da, mă, mamă, pentru că cât pot. De tare e asta. Băi, porumbei, ai vrut porumbei, deci bune. Nu, da, hai să, Doamne, hai să ne gândim. Porumbei. Da, hai să, da, hai să luăm, da, narcisiști. Varianta A. Da. Eu cred că e posibil. De ce? Păi tu n-aveai porumbei la tine la bloc care veneau pe și se uitau așa în geam și dădeau din... Da, știu ce zici tu, da, da. Se uitau așa admirativ. Adică la... trec prin dreptul unei ferestre... Exact, se uită, puțin, știi? Se uită puțin. Da, eu văd. Exact. O, sunt bine de tot. Exact. Ce penaj! Ce penaj super! Exact, am învățat la români, au talent, un nou termen pe care cred că și îl spun porumbei în gând când trec prin... Se flexează. Da, se flexează, corect. Îl știi? Da. Poate adică... și văd. Da. Din porumbei... gheruțele alea mici cum se flexează. Exact. Dacă nu le stă bine freza, mai dau și cu ciocul. Cu ciocul vine, da, să ajută unul pe altul. Băi, stai un pic aici, gata, flexează-te, boss. Exact, boss. Boss. Da. Flexează-te, merge cu boss. De ce e posibil să fie A? B-ul e bine de tot. Dar n-am văzut treaba asta. Dacă e varianta asta, chiar vreau să văd. Adică, cum hipnotizează ei nevăstuiți. Și care ar fi scopul? Scopul, da, pentru care fac ea. Aripa, pac, două pene. Uite-te în ochii mei. Nu, dar îți dai seama cum fac ei când hipnotizează nevăstuici, pentru că ei, practic, nu se pot uita în ochii nevăstuici, decât pe o parte, da, știi? Da, și nevăstuica, schimbă, da. Și asta, exact asta mă gândeam și eu, că aici, uite în ochii mei. N-are cum. Și aici. Cu care? Aici. De aici. Exact, aici la asta mă gândeam, da? Adică alege cu ochiul stâng, cu ochiul drept. Hai să vedem ce cu ceu. Ce obiceiu să amâne sarcinile. Mamă, câte sarcini au porumbeii. Îți dai seama când își scot porumbeii to-do list-ul de luni. Da, de da, exemplu, da, mă, au și treabă, presupun că se curăță. Nu, știi că înainte se trimiteau mesaje prin porumbei. Da. Și de fiecare dată când trimiteai mesajul, porumbelul era la modul, când trebuie să ajung acolo? Joi. Am timp, mă. Îi dădeai mesajul ăla și te gândeai că o să ajungă, nu știu, marți. Da, și ajungeam mai târziu. De ce? Pentru că lăsa pe ultima, sarcina pe ultima 100 de metri. Dar nu cred. Era bine, destul asta, de bazată, da, treaba asta, știi? Da, greu. Nu știu. Mi-a plăcut foarte mult cum am dezvoltat la A. Da, și exact. Băi, da. Suntem gând la gând. Da, mă, bravo, pe echipă. Aproape, nu știu, mai hipnotizat? Nu, sau nu, ce? Nu, 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 că te duci spre B. Mi-a plăcut A cu ei care se flexează. Vezi, boss, asta e echipă. Ce variantă? Băi, hai să îndrăznim. Serviți. Te rog. A posibil, da? Da. Sigur, mamă, cât drag. Răspunsul corect la porumbei este. Porumbei sunt mult mai inteligenți decât ne imaginăm. Gândiți-vă bună oară că aceste păsări sunt capabile să-și recunoască reflexia în oglindă. Mai mult, au o trăsătură care pare caracteristică doar oamenilor. Mai exact, un studiu publicat în revista de psihologie a Institutului Național de Medicină din Statele Unite demonstrează că și porumbeii olăle. Adică se ghidează după expresia nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Lasă pe poi mâine, poate că nu mai e nevoie. Ha, ei, olele! Pentru că și porumbeii, la, sunt oameni. Nu poți să cred. Ba da. Ce jucați? Sandra și Cosmin. N-ai tupeu, că ți-l vroiam eu și a zis totuși să păstrăm aici. N-ai tupeu. N-ai tupeu.
Un trend care face ravagii pe rețelele de socializare este A. Golden Eye, în care spui în ochi înălbitor pentru a le schimba culoarea. Doamne, mâncați-și gura, tati. Robinson Crusoe. Lansarea la apă a unui prieten adormit pe un lac sau un râu. Asta am mai văzut. Da, da. Sau provocarea prezervativului, în care aspiri un prezervativ pe nas și îl scoți pe gură. Băi, am văzut și asta. Ai văzut și asta, nu? Dar nu știu dacă e trend. Băi, eu n-am văzut încă pe... Dar s-ar putea să ia în ploare. Hai să luăm auz. Hai să începem cu au. Golden Eye. Dacă e ăsta... Eu știu foarte... Dacă e treaba asta, pe bune. Oamenii au niște probleme mari. Mă duc să-mi pun să-mi fac și ochii albaștri. Da. Și îți dau eu clor. Da. Îți pui pe albul. Da. Și crede-mă. Și crede-mă. Vezi tele verzi. Vezi de nu mai vezi. Aia e chestia. Că nu mai vezi nimic. Singura problemă e că s-ar putea să iasă alb. Și să nu... Azi zic că vreau da, dar îți pui tu azi, îți mai pun încă 10 proști mâine și la revedere, trend. Adevărul că da, poate să fie. Hai să vedem pe asta. Eu asta am mai văzut. Cu ce? Cu aur? Cu beu. Și asta chiar într-un lac sau râu. Asta pe râu să-i dai drum. Că pe lac rămâne acolo. Bine, râu, da. Pe râu e... Unde stai, mă, că a fost o glumă. Da, da, dacă l-ai pus cum să iau din Petroșani, se trezește la Târgu Jiu, cu că l-ai pus pe Jiu. Rafting. Rafting, exact. Dar voi în cantonament, de exemplu, nu vă făceați tot felul de glume? Ba da, mai făceam, da. În cantonamentul un fel de provocare a prezervativului să-l băgați? Păi nu, nu știam noi de din astea la vremea aia. Dar ce aveați atunci? Pastă de dinți pe clanță? Exact. Din astea, nu? Da. Pusătură de pat. Da. Ne dădeam foc la degețele prin... Bravo, mă. Da. Mai frumos asta decât... Mai inocent asta, da. Decât prezervativ pe nas, nu știam. Foaie, făceam... Nu, foaie, pardon. Șervețel. Da. Puneam între degete și dădeam foc. Nu mai bine trăgea un prezervativ pe nas decât... Păi nu, că nu știam. Ce vrei? Uite, Costi zice că a văzut. A văzut, sigur. Pentru că e o abilitate. Am văzut și băut. Prezervativ tras pe gură și scos pe nas, am mai văzut, dar invers nu știu. Da, invers da. Nu. Bună asta! Unde te-ai dus? Adică nu știu dacă... Da, de ce? Da, asta e provocare. Băi, pe gură am mai văzut, dar pe nas... Nici nu vreau să mă gândesc. Seama. Mie îmi place beu și l-am văzut. Da. Cum, nu știu. A? Probabil că... Îl luăm pe demență ăsta cu prezervativul pe nas? Că asta ar fi la prima mână, sigur că da, asta pare să fie. Așa că mai bine luăm prezervativul. Oricum nu m-aș duce să experimentez treaba asta. Păi nu, adică... nu e pentru noi. Păi da, ca să intri în trend. Da, să mai bine fără. Ați luat ceu, că am bagă prezervativul și scoate partea aia. Hai să vedem, care e răspunsul corect. Cu prezervativul, nu știu. În primul rând, nu cumva să vă puneți în ochi mixturi pe bază de înălbitor de rufe pentru a schimba culoarea ochilor, că s-ar putea să fie ultimile picături pe care le vedeți. Robinson Crusoe este un celebru personaj al lui Defoe, dar nu există și o glumă proastă care să-i poartă numele. Dacă aspiri un prezervativ pe nas și le liberezi pe gură, ai toate șansele să ajungi în trend. Bă, dar eu vreau să văd invers acum! Vreau să văd invers! Bravo! Bravo! Stai un pic. Bravo! Da, da, bucurați-vă pentru voi. Dar stai un pic că vreau să văd invers acum. Auzi ce vrea să vadă invers. Păi dacă tot am văzut treaba asta. Eu pot să-ți arăt. Haide. Bine, dar nu după. Acum. După, mi-arăți. Noi. Voi. Doi și o umbrelă. Nu și mie. Mihai și Costi. Nu. I love Brâncuș. Bun. I love Brâncuș. Hai să jucăm. Hai. Lizica Codreanu, fostă iubită a sculptorului Constantin Brâncuș, a promovat A. Introducerea armatei obligatorii pentru femei și a băilor unisex. Bravo. B. Hatha yoga, în traducere yoga cu forța. Sau regimul respiratorian bazat exclusiv pe lumină, aer și vibrații. Baftă. Vă doresc multă baftă. Da, de ce am luat asta? De ce am luat asta? Pentru că you love Brâncuș. Da. N-am venit să fac pe deșteptul aici, da? Ce dracu înseamnă regim respiratorian? La hai ce se referă? Spune. Ce regim? Îți spun imediat. Ce înțeles sunt are... niște oameni, acești respiratorieni, nu, care se bazează... Vreau... Spun ce înseamnă. Nu, sensul cuvântului regim în acest context vreau să-l știu. Da. Acum perfect. Da. Ei ăștia, respiratorienii ăștia, da, se hrănesc, nu mănâncă mâncarea niciun fel, se hrănesc doar cu lumină, aer și vibrații. Deci intră la regim cu aer. Acum am înțeles. Asta spun ei. Am înțeles. Acum să vedem dacă Lizica era așa. Lizica oricum, după enunțul așa, avea niște problemuțe. Oricum, domnul Brâncuș, v-ați ales foarte, foarte bine. Dar n-a știut, mă. El n-a știut, săracu. Știi cum e la început. Dar aici ai mai bun din tine. Și după aia. Nu, bun, da, hai să luăm cu A. Introducerea armatei obligatorii pentru femei și a băilor unisex. Bravo. De atunci. Bravo.
Asta facem și armata? Dar facem și baie împreună. Da, da, nu. Dar mergem la baie împreună. Exact. Suntem la fel. Acum pe bune, voi băieți, de câte ori ați fost la vreun festival? Da, am fost. Și v-ați dus la baie. Și defilați așa cu o nonșalanță din asta. Pe lângă ele. Anormală, pe lângă ele, care săracele, da, stăteau acolo. În frig. În frig, ploaie. Dansând. Și așteptând, da. Nu e corect. Sărind de pe un picior pe altul. Mi se pare o propunere foarte bună și cred în nu ea. Nu știu ce să zic eu cu propunerea asta. Eu zic că dacă ai fost bună la festival și era frig, poți să intri și la fete. Dar cum ți-e pare ție o propunere bună asta? Păi da, nu, da, ideea era poți că să intri la fete și dacă... Nu e greșeală. Eu am înțeles, da, altceva ziceam. Da. Hatha yoga, și asta, îmi place yoga asta. Cu forța. Yoga cu forța. Nu vreau da, să fac yoga. Treci, relaxează-te și respiră. Nu, dar stai mă că nu vreau. Stai jos, respiră, calmează. Lotus, hai, Lotus, toată lumea. Stai mă, frate, Lotus. Știi, eu văd, din greșeală, te ia de pe stradă, nici măcar, tu treceai pe stradă, trebuia da, să mergeai la biserică. Roșii și scutece. Asta. Ai făcut yoga azi? Stai, yoga. Stai mă, și te-a luat direct, înțelegi? Relaxare cu forța, cum ar veni. Cu arcanul. Eu m-aș duce spre ea. Deși mi se... Nu, stai. De ce? De ce? M-am răzgândit, e prea normal răspunsul pentru emisiunea asta. Da, băi, să știi că mai sunt și între... Și să mergem pe Hatha Yoga? Hatha Yoga! Hatha! Da, de fapt... Și parcă era... văd asta, parcă îl văd... Yoga! Hatha! Hatha! Da, yoga! Și ajungea seara acasă și zicem, iar mă duc la nebuna aia cu Hatha Yoga, mamă, Doamne, știi? Hai mă, eu aș pune A. Bine, gata, hai, ia, hai, a, când... direct. Ați luat hai a, să da? Vedem ce zice Lizzy. Răspunsul corect este... Este. Idila dintre Constantin Brâncuș și Lizica Codreanu, balerină venită de la București să cucerească Parisul, s-a născut când cei doi s-au jucat împreună cu un aparat foto. Mai târziu, ea se îmbolnăvește de malarie, iar Asia îi dezleagă tainele înțelepciunii străvechi. Hatha Yoga. După ce revine în Franța, Lizica își deschide la Paris un studio. Presa scria despre noua ei tehnică de tratament că e un mix de yoga, gimnastică suedeză, practici străvechi românești și acupunctură, peste care punea experiența de dansatoare. Hatha Yoga. Hatha Yoga. Yes. Păi și care cu forța? Yoga cu forța. Trebuia să mergi pe B. Bun, mergem mai departe. Cu ce s-au întors acasă la sfârșitul primului război mondial soldații englezi și cei americani? Ai văzut? Dar că asta mai târziu, a fost mai târziu. Te respectam și până acum, dar că nu era nevoie să... Jucăm ce e asta. Ce e asta? Costă $26. Țineți-o puțin în mână că după aia trebuie să le dau lor. E o piatră, clar. Acum da, e o piatră, dar ce fel de piatră? Dar ce fel de piatră, exact. În zonele cu variații de mediu imprevizibile datorate schimbărilor climatice... Dacă e adevărat ceul, de mâine se schimbă lumea. Stai, mă, că nu e, e doar un enunț, nu știu dacă asta e. Nu mai pot. Nu, deci ascultă, ești obosit? Nu, se duce fiecare cu păsărica lui. Așa, stai adevărat. Până la urmă, așa te duci la notar. Exact. Dacă e vorba de divorț, merge oricum cu păsărica după tine. Exact. Și eu-s puțin da, băi, asta zic, da. Hai că mă retrag. Sandra și Cosmin, ce jucăm? Bagaje. Bagaje. Cască grele bagaje, ușoare. Nu. Cu ce s-au întors acasă la sfârșitul primului război mondial soldații englezi și cei americani? A. Cu ultima inovație erotică, sărutul cu limba. B. Cu cea mai recentă invenție în materie de modă, dresul de nylon. Ha. Sau C. Cu ultima modă în materie de fast food, pizza cu ananas. Băi, băiatule. Ei au trecut prin Franța, acum prin Italia, pe vedem, peste da, tot. Acum știm și noi în primul război mondial. Că până la urmă am făcut și noi istorie la școală, habar n-am cu cine s-au bătut, dar cred că, da, tot până la urmă, tot acolo cu nemții și cu, păi, și cu italienii au avut ei și s-au întors acasă și au venit așa și a zis, băi, ultima inovație, haideți venit puțin, erotică, știi, la poartă. Au strâns pe toți, da, sătenii și te rog eu frumos, ce? Mai fă o dată. Aia cu limba? Da, te rog. Păi... Și a zis, haideți să vă arăt ce am învățat. Păi de unde ar fi putut să-l ia? De la francez, clar, nu? Deci clar au trecut acolo. Zi, cum îi strângea, ia. Ai văzut? Doar că asta mai târziu, a fost mai târziu. Când de la ea am preluat, să știi. Te respectam și până acum, dar nu era nevoie.
Da. Oricum, pare că... știți că pe toate story-urile mele mi-am dat seama că doar așa fac. Doar lumea așa o să faci. Creadă că am o problemă, dar vrei nu, mi-e place. Pot să fac repede. Poți să faci și pe story-ul meu, te rog eu mult de tot, ca cu să faci și eu. Slow motion. Slow motion, perfect. Da. Deci tu așa sărut cu limba. Se pare că Sandra e olimpică. A, ok. Se pare că Sandra e olimpică. Da, se pare că Sandra e olimpică, da. La toate părțile. Bravo. Hai să vedem. Dacă ai fi soldat, după ce vezi ce vezi acolo în tot da. Războiul ăla, ce se pare ție că e mai interesant să aduci acasă? Sărutul cu limba, ăsta, ștrampul cu nailon sau pizza cu ananas? Ștrampul cu nailon. Ștrampul cu nailon, că așa sărutul cu limba, cred că... Da. Nu știu, dar așa nu se pare. Bă, dar Adam și Eva... Ce-i cu ei? Adam și Sincer. Eva, zic se, așa. Se pupau cu limba? Păi ei nu se pupau? E, de unde se știu că nu i-am prins? Păi nu știu. Eliminați... Eliminați, vă rog eu, răspunsul A, pentru că este, da. Foarte, este foarte dubios să te întorci din război cu această abilitate inamă, dobândită da. Acolo. Așa, așa am nu zis se și poate. Eu. Sărutul și cu limba e de când lumea, vorba păi asta, da. Zic, Adam este și Eva. Instinct, și atunci, adică... cred că au venit ei cu dresul ăsta, da, vorba de nylon. Ta. S-au întors poate chiar de ziua femeii. Și au luat ia dresul de nylon. Răspunsul ia corect este. Pe lângă tancuri și gaze de luptă, primul război mondial a dus la popularizarea și altor inovații fără de care lumea de azi ar fi mai săracă. Pelerinele, ceasurile de mână, fermoarele și chiar dronele, care toate au intrat în atenția publică pe la 1918. Chiar și soldații fără dare de mână au putut aduce acasă ceva nou. Englezii și americanii au preluat obiceiul de a săruta cu limba de la francezi, singurii care îl practicau la scară largă. Întrebarea firească este: cum le-au explicat soțiilor cum le-au descoperit? L-am eliminat pe au ăsta. Eu nu mai înțeleg nimic. Ai văzut? Hai să vedem ce jucăm. Ce vrei tu? Ce vrei tu? Cască gura, nu gură cască. Cască gura. Tot cască gura. E ceva ca să rămânem gură cască. Da. Un studiu despre fiziologia căscatului publicat în revista Universității de Stat din New York în anul 2016 arată că căscat. Cu cât creierul unui animal este mai dezvoltat, cu atât căscatul său e mai lung. B. Căscatul nu este contagios dacă cel care cască primul îți este antipatic. Ce sau C. Cap, bă, da. Există o legătură directă între lungimea căscatului și anduranța sexuală. Acum... Băi. Eu vreau să vă spun în orice caz, nu știu, tată, dar eu când casc, casc. Adică, da. Bine, ori nu mă joc. Deci, felicitări, da, okay. Deci tu îmi spui acum... Orice răspuns. Mihai, bine. Ce unul e valabil? Măi, eu casc. Ce unul nu e bun? Casc. Mâna la gură. Băi, știi... Cu orele. O să fie o modă asta. Am și beu ăsta. E bine de tot beu. Nu este contagios? Da. Deci dacă cască unul care ți-e antipatic... Eu am tot căscat și Sandra nimic... N-are nicio legătură, mă, n-are nicio nu logică că n-a fost pe fază. Da. Știi că poți să caști în tine când vorbești cu unul și nu mai ai nimic interesant, se plictisești da. Și nu poți să-l oprești. Da. Și caști. Da. Asta e, da. Căscat în tine, așa zi. Da, știi cum e? La ore, știi când vorbește profesor. Da. Vorbește profesor, continuu, știi. Da, e clar că ți oxigenează creierul de la informații. Și încep să-ți lucrezi maxilarul, da. Știi, de fapt. Ce faci? Mă antrenez. Da. Am concurs. Asta e iarăși funny. Nu, deci ceul, dacă e adevărat ceul. Nu, ai zis tu, ai zis. De mâine se schimbă lumea, vă spun. Da, deci da. E transformare majoră aici. Cât vezi cu ochii. Pe lung, pe lat, exact. Pe gros. Eu zic să mergem pe A. A, clar. A e logic. Dar păi da. Ce mai e logic în ziua de azi? Adică... Uite, nu, la emisiunea asta. Ce ai făcut? Am căscat în mine. Ai căscat în tine. Da, am văzut. Bă, ce ochi ai. Am văzut. Da, mă, am și creierul mare. Da. Eu zic să luăm au. Auzi, dar ai căscat cam lung. Nebunaticule. Nu, am exagerat. Am exagerat eu să... În cazul în care mă vede cineva... Zic, eu te-l pe Natantic. Da, mă, apăsăm A, dar eu zic că e ceu. Cum să fie ceu, mă? Nu cred. Nu e ceu, n-are cum. Dar e frumos ceu, bă. E frumos ceu, am zis să... Ceu e cel mai frumos. Dar luați-mă ce-i frumos. Ne, ceu e cel pe care ni-l dorim noi, să fie adevărat. Bine. Exact. Da, mă, dar... Ce vreau să-l tău? Hai, gata. Răspunsul corect la cască gura este...
căscatul, ce senzație! Pe o scară a plăcerii, respondenții studiului au dat nota 8,5 din 10 senzațiilor induse de un simplu și onest căscat. Informație bonus! Fața pe care o faci atunci când caști e similară cu cea din timpul orgasmului. Revenind la oile noastre, cercetătorii americani au demonstrat că durata căscatului la mamifere este direct proporțională cu mărimea creierului. Oamenii bine dotați și la acest capitol se laudă cu medii de 6 secunde. Codașii clasamentului sunt maimuțele capucin cu frunte albă, la care durează doar 0,1 secundă. Mai mic cu tăi. Deci asta spune ceva despre tine. Că ai o capacitate. Frumos, e bine că am venit și noi. Aș da primii bani, ca... aveți ce egalitate. Ce e asta? E foarte mișto. E altceva. Ce discutați? Altceva e orice. Ce e asta? Ce discutați? Ce e asta? Despre asta îi spuneam să luăm ce e asta, că ea n-a prins. A fost de 2 ori, sau de 3 ori. Fii atentă, e foarte simplu. Ce asta este o probă nouă în calupul ăsta de emisiuni, în care eu vă arăt un obiect, voi vă gândiți la ce ar putea folosi obiectul ăla și ce este. Îmi dați o variantă de răspuns voi, după care eu vă dau 3 variante de răspuns, dintre care una este cea corectă și voi alegeți pe cea corectă. Să dea Dumnezeu, ce-am căscat în mine iar. E și târziu, e aproape. Dar problema că e cam scurt și ai văzut. Jucăm ce e asta. Da, nu vreau să exagerez. Ce ne dai? O carte. Deci e comandată de pe internet. E o chestie greu așa. N-am să vă dau și vouă. Vin să vă arăt un pic. Costă $26. Okay. Mamă, ce s-a mai investit în emisiunea asta. Ține-o puțin în mână, că după aia trebuie să le dau lor. Costă $26? Da. E sigur? Vorbesc foarte serios. Ați văzut despre ce vorba. Dar fiind cât de tare așa e. Așa a venit în pachetată. Deci a venit o piatră ambalată din asta, știi, ca să nu se întâmple ceva. Mă duc să ați văzut despre ce e vorba. 26 de euro. 26 de dolari. Hei, de dolari. Ia să vedem. Okay. Și pentru că ați vorbit în timp ce prezentam produsul în partea aia. Ce e asta, o piatră? Mai mult. Pot să vă spun un singur lucru, ea costă $26. Mi-a zis. Așa. Puteți să, da? Puteți să o luați, da. Deci cutia... Băi băiatul. Cutia nu mai trebuie. Acum. Ia, te rog frumos. Uite, se potrivește. Se potrivește cu, da, cu costumația ta. Da. Acum, dacă e la prima mână, ce e asta? Băi, e o piatră, clar, nu? Acum, da, e o piatră, dar ce fel de piatră? Dar ce fel de piatră, exact. Da, eu cred că știu deja, dar nu o să fac. Ce crezi că e, Mihai? Eu cred că este un... o piatră. Un aprinzător de modă nouă sau veche. Da? Da, adică trebuie să-ți iei două. Cremene. Asta trebuia să... Aprinzător eco. Cremene, cremene. Înțeles? Da. Adică și de ce vine la pachet doar una? Și dai $26? Păi asta e, dacă vrei să ai tot pachetul, dai 52. Exact, da, asta e opulența, adică vrei iei două. Dacă vrei două, sunt mai ieftine, că aprinzi imediat. Uite, are și irizați. Asta este. Dar zic cu Sandra, aveți o variantă de răspuns până să vă spune ce e? Eu vă zic și eu ce. Eu cred că e o piatră. Da, bine, clar. Despart geamurile oamenilor, dușmanilor pretențioși. Da. Ia spune-ne, Bobo, dă-ne trei. Ia atenție. Ia. Este o piatră sterilizată, ca să poți să o iei în gură atunci când vizitezi un loc nou. Ah, bravo! Poți să iei o piatră în gură, știi? Este o piatră aprobată de Federația Internațională de Făcut Broscuța pe Apă. Nu pare. Ah, ok. Sau este o piatră de companie pentru cei singurați și fără timp. Acum. Da. Acum e simplu. Acum, dacă vrei... Cât de gură cască să fii? Băi, eu dacă... Să poți să ieși... uite, am ajuns la Londra, prima oară în viața mea. Păi, da, e o pietricică, nu e o piatră. Păi, dar tu iei o piatră, adică... orice piatră? Da, păi, tu chiar... știi cine a fost asta? Nu, hai să o luăm ajut. Tu chiar iei o piatră în gură când ajungi. Bă, dar lucru... poate sunt oameni așa care expresia, au... Da, da, expresia, da, expresia... Nu cred. Expresia e foarte clară. E prea mare. O piatră în gură, o pietricică, un cazăr. Ia și tu o piatră în gură. O piatră aprobată de Federația Internațională. Există o Federație Internațională de Făcut Broscuță pe Apă. Piatra asta, uite cum arată. E cam mare. Ai dat și am făcut așa. Blă. Dar și broscata s-a necat. Alegeți o variantă. Ți-o fac cadou pentru că este o piatră de companie. Nu, stai, mai gândește-te. Nu, asta am zis și eu. Păi eu iau că sunt... Nu, chiar nu sunt un om singuratic. Da, în timpul liber o mai... Dar poți să-i dai niște comenzi. Ia, dă-i niște, pune-o pe pupitru sus. Stai. Vezi, stă. Uite cum stă. Uite cum stă. De ce e de companie, mă? Hai să nu spargem birou. O să râdeți, ăsta era răspunsul corect. Ce e? O piatră de companie pentru ăștia. Gata, mi-o iau, mulțumesc! $26. Nu sunt singuratică, dar în timpul liber... Am găsit-o pe
Bun. Le căutăm obiecte ciudate și când am văzut asta am zis, nici măcar nu s-a părut ciudat, am zis, nu cred așa ceva. Băi. Și vând în draci. Dar tu stai seama că e la modul ăsta, asta vine și zice că a dat $26 și e la modul, băi, ești nebun, am curtea plină, mă, știi? Da. E chestia asta, adică... Ce jucați? Ce vrei? Ce jucăm? Am valoare, vrei să ne ducem la am valoare? Hai. Am valoare. Am valoare. De tot acolo m-am dus și eu direct. Păi, dar cum? Am valoare. Am valoare, gata. Ia. Într-o călătorie cu avionul, Bono de la YouTube a plătit $1,700 pe un scaun pe care se țină pălăria. Mi se pare corect. Ca să nu deranjeze niciun pasager cu elogii sau propuneri de selfie, sau ca să îi se permită să aterizeze el însuși aparatul. Băi, dar tu l-ai văzut pe Bono vreodată cu pălărie? Nu. No. Știu. Păi, dar nu e, e doar pălăria pe care... Are, o, e pălărie sigur are. Nu, e, e o ține doar în mână. Că nu-i stă bine, dar el dorește foarte ai tare. Pus, ai pus nu, întrebarea ca și cum sunteți vecini cu el. Voi îl vedeți în fiecare zi că sunteți vecini. Bă, l-ai văzut vreodată? Băi, nu se poate în fiecare zi când îl văd de fără. Eu cred că poartă omul și pălăria. Poartă, mă, dar doar în casă. Pe ăsta, nu știu ce să zic. Ca să nu-l deranjeze niciun pasager. Deci, a plătit o mie și... Pe Bono nu-l deranjează nimic, mă. Înțeleg ce a cumpărat propriu zis, știi? Până e la clasa 1, da? Și a cumpărat liniștea, frate. El oricum era la clasa 1. Da. Nu, nu, Ben n-are niciun sens. Și asta mi-e place și ceu, mă. Băi, nu pot. S-a dus la pilot și ai zis. Trebuie să aterizez eu aparatul. Da, 1700. Nu, eu cred că a plecat de la 700. A plecat să-l aterizez eu, frate. De mai jos. A plecat de mai jos și a plecat. Hai, frate, uite, aterizăm acum. Băi, sunt oameni în avionul ăsta. Frate, tot ce am la mine și a început, am mai luat și de la colegii din trup. La 1700 a zis la cătă avea datorie. Ia, mă, maș! Ia, mă, maș! Lasă-mă, dracu, maș! Ia-l, tată, că nu. Dar nu e... Na, mă rog, acum el oricum merge cu... Nu merge cu avionul lui personal. Nu știu. Adică de ce să mai dea bani? Da, mai, dacă voi sunteți vecini, ar trebui să știți. Da, da, așa da. Pare. Toate ziua, în fiecare dimineață, au motoarele alea. Nu, îl vreți cu avionul în fața casei, știi? Ok, pierduți, spun eu pierduți. Că eu zic că ia, da, mă rog. Au, pare cel mai să-și țină singura pălărie, știi? Aia, că da, da, singura pălărie. Pe care nu o poartă. Exact. O, dar o plimbă cu el. Eu am intrat, dar știi, știi, știi de ce plimbă Bono pălăria cu el? Nu știu. În loc de piatră. În loc de piatră, da, exact. Bravo. Pe gata, ce hai, să mai lua? Aur și ăla, gata. Aur și răspunsul corect la am valoare este. Este. Încă de prin anii 60, muzica rock și banii merg împreună ca instalatorii și pantalonii cu talie joasă. Și cu toate actele lui de caritate, Paul David Hewson pentru fani Bono a rămas în sufletul rock'n'roll-ului pentru că după o viață de muncă, unde a agonisit o mică avere de 700 de milioane, n-a surprins pe nimeni atunci când, într-o rară călătorie cu un avion obișnuit, superstarul a dat $1,700 pe un loc exclusiv pentru pălăria sa. Era locul de lângă, l-am dus departe, da, mă, noi. Mă gândesc, departe, e simplu. Ai concerte pe $5,000,000 pentru o oră. Nu dai 1,700 să arăți impecabil când cobori din avion. Am greșit noi, ne-am dus, am luat scaunul și l-am pus în avion. N-am continuat acțiunea da, în avion. Da, asta era important. Da, era important. Da. Ce juca? Sandra și Cosmin. Breaking news. Breaking news. Motanul, Motanul Xiaopi din Guangdong, China, wow. A ținut prima pagină a agențiilor de știri în anul 2019 pentru că a făcut contrabandă cu telefoane mobile într-o închisoare de maximă securitate. S-a împerecheat până la epuizare cu 5 pisici și a avut nevoie de perfuzii cu glucoză. Sau ce? A cântat la perfecție la pian acordurile melodiei Twinkle, Twinkle, Little Star. Twinkle, Twinkle, Little Star. Nu ai greșit. Greșit. E cu pușcăria. E cu pușcăria direct. Băi, eu zic să le luați ușor. Telefonul nu era plin de telefoane, frate. Și, atenție, într-o închisoare de maximă securitate. Nu, mă, dar dacă a intrat unul la pușcărie, unul la controla cum trebuie, avea un pui de pisică, s-a făcut ăla mare, l-a avut spus când a intrat. Și a devenit bagabon. S-a făcut pisoiul mare și era așa, fuma pisoiul. Da, dai seama. Și a zis, boss, nu ne extindem și noi cu telefoane pe zona asta, bă. Dacă s-a împerecheat până la epuizare. Da, dai seama cu șala. Nenorocitul. A zis, tu, vă rup. Hai la mine. L-a luat, n-a mai putut și el așa. Dar cum, mă, cine a chemat salvarea? Ăsta, mă, chinez. Venise doctorul veterinar și el făcea așa. Glucoză, bro. Glucoză, bro, glucoză. Frate. Că mă pierzi. Te rog eu frumos. N-am ajuns decât la trei, n-am apucat cu celelalte.
Dar drăguț e ăsta, cu a cântat la perfecție. Nu pot, mă, nu pot. Asta e glucoza, nu pot. Ce zicea ea la păi acolo? Nu zicea, că a cântat la pian. Deci cu lăbuțele știa acordurile. Da, da. Păi da, nu, eu nu cred că e foarte greu să dresezi o pisică. Bă, zic că nu-i foarte greu. Nu cred deloc. Trebuiau să știe și ce-i bagă pe lăbuță. Că păi na, de unde se știe el? Bagă glucoză, niște glucoză pe venă. Dar poate avea nevoie de altceva. Păi nu știe, știe doctorul săruși. Știa, mă, ce ea lipsește. Nu, că era epuizat eu total. Și eu și tot așa am pățit. Și-a luat glucoză. Păi nu, tot cu 5 pisici. Doamne, ferește, doamne, ce pățigat. Oprește cineva să lăprească, frate. Băi, da, e bine, da, da. S-a înregistrat tot, adică... Da. Nu o să taie nimic la montaj. Natadiu, care ce eu cu pisicile, scuze, sunt foarte obosit, nu e vina nimănui. O să ajungi la pușcărie să faci și asta cu telefoane. Telefon. O să ajungi la... Nu, serios, foarte obosit. Am rupt azară pe 5 pisici. Am rupt azară 5 pisici. Ce e drăguț. Răspunsul corect este. Ia să vedem. Pisicile obțin ce vor de la stăpâni, simplu și ingenios, adesea prin imitarea plânsetului de copil. Și apropo, ele torc nu doar când se simt bine, torc și când se simt rău. Chiar dacă se mai spune despre pisici că au 9 vieți, au și ele limitele lor. Xiao Pi, un motan superb din China, a avut nevoie de o perfuzie cu glucoză după ce a făcut amor până la epuizare. Cu 5 pisici, într-un hotel pentru animale, în același timp. Da, nici eu nu știu, era un hotel. Era un hotel. Auzi? L-a luat și camera la hotel. Da, nu, într-un hotel de animale, mă. Era un hotel de animale. Era așa, veniți la 303. Și văd cu prosop așa. Ieși din duș. Glucoză, hai și după, și după aia când a leșinat, au ieșit și ala. Terminatule. Bă, hai o să ne oprim, că se uită și Lizi, pe bune. Lizuca Codreanu. Zice ce zica. Surpriză. Surpriză, 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 clar. Nu vrei, domeniul surpriză. Da, hai să ne facem o surpriză. Cam domeniul surpriză. Conform unei prestigioase reviste internaționale, cea mai periculoasă meserie din Nepal este Rankhemi, adică apicultor cățărător care adună miere halucinogenă. Puja, îngrijitor de rinocer cu corn mic, o specie agresivă pe cale de dispariție. Sau Suhili, pescar temerar care prinde pești pirania. Cât de tare e asta. Doamne, putem vorbi până mâine. Hai să aflăm. Știi, cum adică apicultor, cățărător care adună miere, miere halucinogenă? Există așa ceva? N-ai luat? Și... Eu zic să-l întrebăm pe el. Da, mamă, rupe miere. Apicultor, cățărător. Bă, e foarte dacă periculoasă mogli, meseria. Dacă asta e imaginea. Cu mogli știi că se urcă pe stânci? Exact. Dacă văzut, e știi? Foarte periculoasă, pentru că gândește-te cât de mare e tentația. Ajunge acolo sus. Așa și... Într-o zi normală de muncă, știi? De și... ce e periculoasă? Pe, gândește-te că scapă, mierea aia se culege, poate că... Și se linge pe degete? Exact. Adică... Și omul nu mai cobară, în... deci aia zbor. Da, e, exact, iau, te mi-au crescut aripi. Asta e periculos. E periculos. Păi da, dacă tu în secunda 2 zici mi-au crescut aripi, a sărit. Exact. Da, asta e tare. Puja. Mă. Deci eu, prima, puja. Tu știi cum arată un rinocen cu corn mic? Da. Da. Cum? Are cornul mic, ok. Are cornul mic. Exact. Și... Am greșit, se citește puia. 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 Da. Puia din Sălăjean. De la corn mic. Cum se zice corn mic în africană, puia mic. Specie agresivă. Puia mic. Da. Nu e un cornuleț? Zice, cât de agresivă da, poate fi o specie cu cornul mic? Sunt foarte agresiv, nu te duce acolo. Sunt da, foarte agresivi pentru că au corn mic, n-au corn mare, exact. Toți râd de ei și au dezvoltat o agresivitate la extremă. La asta mă gândeam și acum. Vreau să spun că nici nu poți să-i privești în ochi. Adică da, te uiți, nu nici n-am pus să faci asta. Nu, nu. Taras, ai lăsat taras. Care ai sărit gardul. Taras. Dacă te uiți la cornul lui... Logic. Nu, deci ține tot timpul o copituță în dreptul cornului. Da, era unde... Pune acolo. Da. Pune acolo mâncarea și... Da, hai, da, hai! Da, și ieși. Hai, te rog eu frumos. Trauma. Te-ai uitat la mine? Trauma. Da. Vrei că te iau te-ai un corn? La mine? Te iau un corn. Bine, și atunci... Pescar temerar care prinde pești pirania. Băi, asta am văzut, om. Da? Da. Păi da, mă, dacă ești pescar de pești pirania, ai și tu uneltele necesare... Chiar cred că asta cu pirania e băgată în ochi. Asta cu... De ce e periculoasă? Păi nu e, n-are. E cu pirania, nu. Da. E ce, pescuiești cu mâna sau ce? Da, nu. Păi, dar cu ce pescuiești? Da,
A, în Nepal. Ok, ce vrei să te faci când vei fi mare? Eu cred că nu prea e. Eu cred că nu prea ai de ales. Rinocer cu corn mic. Mă fac suhili. Eu zic că e asta cu pirani. Mă fac suhili ca bunicul. Da, e posibil. Bunicul ce a fost puia, băi, nu mai. Băi, cred că zic că puia sau ranchemia. Și am văzut, știi? Și am văzut. Băi, stai puțin. În Nepal, nu, de ce? Asta e o meserie, îți dai seama cât de mulți pot fi în Nepal care... Ce? E suficient? Consumă miere de asta. Foarte mulți. E B, mă, B. B, vă zic eu că e B. Pe miere de asta. Hai, luați o variantă, Costi și Mihai. Eu zic B, mă rog. Da, bine. Hai să luăm. Aur și răspunsul corect este. Hai să vedem. În România, conform unui raport publicat în anul 2018, cea mai periculoasă meserie este cea de funcționar la primărie. În Bangladesh, cea mai periculoasă profesie este tăietor de epave în porturi navale. Iar în Nepal, ca să câștigi bine, poți lucra ca șerpaș. Dar cea mai periculoasă și bine plătită meserie este cățărător strângător de miere halucinogenă, produsă de niște albine extrem de periculoase și uriașe. Uite ce bine se simte. E periculos că le fur mierea. Bravo, mă. Da. Le fur mierea și ele te atacă. Da, nu mă gândeam, dar eu credeam că nu există mierea asta. Ba da, există. Ai văzut? Dar da, tu ai văzut ce fericită era doamna acolo pe sus. Miere halucinogenă. De la mirosuri, de la cine știe? Epoci. 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 Da. Bărbații din Anglia, epocii victoriene, obișnuiau să își tatueze pe umărul stâng un număr menit să confirme virilitatea purtătorului. Da. B. Să poarte cu ei cărți de vizită imprimate, în care își anunțau gama de servicii sexuale. Da. Sau C. Să performeze slab în pat, din cauza stilului de viață al alimentației și al alimentației dezechilibrate. Ok. Deci, suntem în Anglia. Da. Avem una bucată bărbat. Epoca așa. Victoriană. Care trecea pe lângă domnișoară, atâta făcea. Șapte, știi? Uh-huh. Era așa. A, am văzut și mai bine. Dar mie îmi place asta cu cartea de vizită. Asta și mie. Sărmă, doamnă. Eu vă las asta aici, dacă e ceva, mă sunați. În cască. Păi nu, păi avem pe ce te sunăm. Ai numărul acolo. Mă sună la ciorap, că... vezi tu la ce mă sun. Dacă e carte de vizită, tu cartea... vorbești oricum de altceva. Uitați aici e numărul de telefon și sub ai și... Cartea de vizită și pe lungime. Da. Da, s-o scoți așa din buzunar, ușor, ușor, nu se mai termină. Și tu, la magie, și tu singur să zici, ouăleu, nu se mai termină. Știi? Mi-am amintit că am fost odată... Nu, deci asta e răspunsul. Fii atent, eu iau beu și după aia ne spui ce ți-ai amintit tu? Nu. Bine. Hai, să vedem. Am luat beu, zici ce ți-ai amintit. Deci, fiind, mi-am amintit că am fost odată... E adevărat că nu în Anglia, în Italia. Și nu în epoca victoriană. Și eram într-un pub, ceva de genul, care fusese un stabiliment din ăsta de moravuri ușoare. Și aveau pe pereți asemenea cărți de vizită de atunci, cu prețurile, cu serviciile, cu toate. Pe bune. Doamne ajută, da, să fie așa. Știe. Hai să vedem. Eu cred ce ați servit? Ce și am servit un suc de portocale. Hai să vedem care e răspunsul corect. Juicy. Ia să vezi. În epoca victoriană, nu exista distracție publică la care englezii să nu participe cu entuziasm și exaltare. Stilul de viață și alimentația îi făcea, e adevărat, destul de puțin atractiv pentru sexul opus, dar asta nu îi împiedica să-și facă datoria când se ivea ocazia. Tatuajele aveau și atunci statutul de act artistic, nu de matriculă, dar la adunările publice se împărțeau multe cărți de vizită cu conținut explicit. Când tinerii tângeau după distracție, oferau cartonașe cu mesaje haioase și incitante. Un fel de sexting, doar că la 1800. Arăta bine. Pentru că așa lucrează, mă. Fer. Să știți că eu mai primesc și acum. În parbriz mi se mai pun... Din astea, nu știu ce? Dacă sunt cu tot oferte țintă, sexuale sunt și alea. Oferte, da, dar mi se mai pun în parbriz. Da, eu le arunc, îți da, vă dați seama. Și ei nebuni în parbriz, nu puteau să-ți bage în geantă direct. Da, nu, că n-aveau cum. Că... A, nu te prindeam. Nu. Așa.
Am văzut că este liliaceu ăsta. Pentru că îmi place subiectul oricum. Vulpile se împerecheală. Dar de 10 ori. Vulpile, 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 respect vulpile. Ascultați, vulpe, tu mi-ai furat gâsca, dă-mi-o înapoi. Este o răsturnare de situație, că fantastică este de situație. Nu zice asta. Au dreptate, acum. Pe bune au dreptate. Gândește-te. Zis asta. Stai, mă, că ne lămurim acum. Răspunsul corect. Vechii greci îi spuneau girafe. Sagapau, pau, pau, pau. Noi. Domeniul schimbări climatice. Este asta va mai rămas. Da. În zonele cu variații de mediu imprevizibile datorate schimbărilor climatice, A. Urșii ajung să hiberneze și 3-4 ani la rând. No. Păsările monogame tind să înșele mai des și au parte de mai multe divorțuri. Sau C. Vulpile se împerechează și de 10 ori pe zi pentru a asigura perpetuarea speciei. Bune, vulpile, bune. Vulpile, vulpile, respect vulpile. Stai, mă, că nu e, nu e, e doar un enunț, nu știu dacă asta e. Ascultați. Da. Eu zic să trebuie să vulpițele. Știți ce mi-au mâine? Îmi iau o pisică și o vulpe. Un motan și o vulpe. Bravo, bravo. Exact. Au e ușor incredibil. Nu, au nu, nu. 4 ani, nu te mai trezești. Păi da, îl găseau ei dormind. Plus că dacă e ar evident. Fi posibil, îți dai seama că trec 4 ani. Că se trage deja să aleți al președinte. Da, 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 exact, nu mai ai nicio treabă cu ce a lăsat în urmă. Nu, no, nici eu nu. Păsările. Da, însă cele mai mult, ascultă, mai des și au parte de mai multe divorțuri. Divorțuri. E, da. Ghilimele, după cum vezi. Se separă, da. La notar. Bă, nebunule. Îți dai seama cum se duc. Se duc la notar. La notar. Nu mai, da, nu mai pot. Nu, mai, nu da, deci nu ascultă, mai ești obosit? Da, îți cu stare în coadă. Cu... Păsările. Exact. Nu, da, se duce fiecare cu păsărica lui. Așa este adevărat. Până la urmă, se duci la notar. Exact. Dacă e vorba de divorț, merge oricum cu păsărica după tine. Exact. Da, bă, cu Ain Colivier. Și eu sunt puțin obosit. Da, bă, asta zic, da. Mamă, mamă. Hai că mă retrag. Hai okay. Să ne gândim la variantele alea. Nu ce problemă, Costi, oricând. Da. Băi, stai puțin. Toată dragostea. Care vi se pare că e aia corectă? Deci, eu zic... Am văzut că ai sărit la ce ăsta. Stai că am sărit la ce pentru că îmi place subiectul oricum. Vulpile și... Da. Băi, vulpile se împerechează. Până aici e corect. Da. Corect. Ok, fain. Dar de 10 ori. Adică hai că niciodată, a doua oară. Și nu sunt sigur că a prins a treia oară. Da, 10 oare. 10 oare e un veterinar care vine și bagă glucoză, spun eu. Ideea e că le dă peste cap vremea și intră într-un soi de panică totală la modul, bă, să nu rămânem fără copii, să trebuie să ducem specia mai departe. Da. Nu, nu, nu. Exact așa fac. Da, și intră într-un soi de sevraj de la căldură numai, știi? Da. E greu, e greu. E foarte, e cel mai greu răspuns. Poate am zis și o prostie cu au, poate de fapt cine da. Știe. Hai, luați o variantă. Nu, putem. Deci asta, stai puțin. Nu mai stau, nu mai stau. Nu, 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 nu. Nu putem să luăm o variantă în acest caz. Deci nu putem. Vreți să venim noi? E imposibil. Eu aș merge pe vulpiță, dacă mă întrebați pe mine. N-am nicio explicație. Mi-a plăcut reacția ta la vulpi. Da, la fost vulpi, da, și vulpi, vulpe. Și acolo, vulpe, tu mi-ai furat gâsca, dă-mi-o înapoi. Hai, mă, luați ce. Hai să luăm deul. Pentru că de obicei, atunci când e mai cald și florile înfloresc, ei beu. Vine primăvara. Ei beu. Că eu cred că dacă rage suni o să vină bine. Un doctor cu glucoză. Hai mă, luăm... Las vulpițe, băi. Luăm beu. Bine, beu, gata. Ați luat? Beuri ce? Și răspunsul păsările? Corect este... Păsările. Oamenii își promit să fie împreună la bine și la rău și să nu le stea mintea la sex atunci când sunt în pericol. La alte vietăți, lucrurile sunt asemănătoare sau nu. Aflăm chiar acum. Urșii, din pricina poluării, ajung să nu mai hiberneze deloc. Vulpile se împerechează de plăcere, nu pentru a se adapta condițiilor meteo. În schimb, păsările sunt cele care, în condiții imprevizibile, sunt tentate să se îndepărteze de partenerii lor. Dacă e greu, să ne fie la toți! Da. Poftim! Bravo! Bravo, Bobo! Da, da, Nicu și Sandra, voi aveți 1500 de lei. Atât avem. Voi aveți 2000 de lei. Urmează întrebarea finală. Întrebarea finală vine din domeniul Sagapao. Și trebuie să pariem. Sagapao, pao, pao.
E greac cu ceva deja. Trebuie să pariați. Pariați orice sumă vreți. Dacă răspundeți corect, ea se dublează. Și voi la fel. E ceva cu grec. Dar cât pariem noi? Că avem 1500, iau 2000. Da, și rămânește cu ceva pe 500. Ați pariat? Costi, Mihai? Din momentul ăsta. Mihai, Sandra. Da, Sagapau. Costi și Cosmin. Da, ok. E ceva despre grece. Auzi, da, zice da, corect. Trebuie să ne ridicăm în picioare. Nu, trebuie să ne concentrăm. Sagapo, domeniul, întrebarea și 20 de secunde pentru un răspuns. Ia. Atenție, vechii greci. Stai. 20 de secunde, da. Îi spuneau girafei. A. Cazii tigris, adică capra tigrată. Camelopardali, adică cămila leopard. Sau kefalobiftechi, măgar cu cap lung. A. A, direct, pune. Aveți 20 de secunde să răspundeți. A. Da, da, știi că te aud și... A, nu trebuie, ok. Nu mai contează, că dacă ăsta ai răspuns și tu ai dreptate, stai liniștit, iau mai puțin bani. 10 secunde, 9, 8, 7. Ce nu e ăsta? Cazii tigris, capră tigrată. Nu știu. S-a terminat. Este o răsturnare... De situație, că fantastică de situație. Voi ați condus... tot jocul până acum. Da. Și a spariat tot 2000 de lei. Da. Noi n-am condus voi... tot jocul, dar am condus o perioadă. Da. Da. Și ne-am dus pe măgarul ăsta cu cap lung, care nu e cap lung, e gât lung. Voi ați spus că se cheamă kefalobiftechi? Da, au dreptate. Și voi, cazii tigris. Nu zice asta. Au dreptate. Pe bune au dreptate. Păi ce zis aia? Să-ți explic. Da, mă, că ne lămurim acum. Răspunsul corect. Este că vechii greci îi spuneau girafei. A? Pe numele ei. Așa să fiu, doamne, așa. Hai să vedem o dată. Promis să nu mai e Camelopardali. Ăsta e Camelopardali. Este! N-a schicit. 0 lei. Îmi pare rău. A aplaudat că s-a terminat. Mergem la sus. Saga, pau, pau, pau. 0 lei. Mergem la sus. Eu o să cobor. Ați câștigat dragostea lor, susținătorilor. O să vă iubească oamenii ăștia, mă. Ați câștigat dragoste, experiență. Da, adevărat. Îmi pare rău. Erau puși niște bănuți, mă, dar n-au fost, mă, dar lăsau. Asta e loc de încă. Se mai întâmplă. Și mențiune merge. Asta a fost emisiunea din seara asta cu Sandra, cu Mihai Petre, cu Costi, cu Cosmin. Eu sunt Mihai Bobonete, v-am pupat. Puș lua de 3 ori mai mulți virus de pe site-uri religioase decât de pe cele XXX. Eu n-am văzut o om în vârstă să pupe ecranul, pe cuvântul meu. Cum să nu? Depinde ce e pe ecran, nu te arunca. De-aia ești tu slab așa, mă. Milf smerit. Nu că mă uimează, sunt prieten. O vacă cu reumatism, cum face? Scrie clar. Uita, pe a vacă. Așa faci, nu. Scrie vacă. Lifturile sunt supravegheate de poliție cu ajutorul senzorilor pentru detectarea mirosului de urină. Dar n-ar fi mai bun o cameră? Eu cred totuși eu. Că ăștia de la toaletă. E ori cu transpirația, ori cu urina. Păi nu vezi asta un polar cu tubul ăla așa cum... Urși polar din Oltenia. Ce-ar prefera? Pasta de lis. Toate întrebările sunt tâmpite, nu se poate așa ceva. Păi Toni, ce să faci? Ai văzut că nu știi asta? Expresia dă-te în sânge vine de la eclere. Dă-te în sânge de la eclere. Ca să înțelegi.